Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. Da, oarecum. După cum vă spuneam, Vlad este răcit cobză. N-a ajuns nici astăzi la emisiune, dar mi-a lăsat temă, așa că vă prezint o semi-republica fantastică România în dimineața asta. Este vorba despre celebrul pod peste Dunăre de la Brăila, inaugurat în urmă cu un an și trei luni, care se asfaltează pentru a patra oară. Constructorul spune că acum are o rețetă asfaltică nouă, testată într-un laborator din Italia, și spune că e gata într-o săptămână. Mă gândesc că o fi o rețetă cu mozzarella. Altfel nu văd cum ar fi. Practic, e o rețetă adaptată podului de la Brăila, pentru că, într-adevăr, podul de la Brăila este singurul pod de genul acesta din România. Este unicat, are niște specificități, înțelegeți? Specificități ale lui. Dacă faci tot podul specific, trebuie să-i faci și asfaltul specific, a declarat purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Alin Șerbănescu, pentru Ager Press. Podul suspendat peste Dunăre, cel mai mare pod suspendat construit vreodată în România, al treilea ca dimensiune din Europa, a fost inaugurat pe 6 iulie 2023 în prezența mai multor oficiali, inclusiv a președintelui Klaus Iohannis. Dar, din nefericire, lumea nu de asta îl ține minte, pentru că e unul dintre cele mai mari din Europa, ci din cauza necazurilor deocamdată. De exemplu, la scurt timp după inaugurare au apărut primele probleme legate de asfalt, care s-a vălurit. Ultima problemă semnalată la podul peste Dunăre a fost crăparea asfaltului și pe singura parte deschisă, cea pe care se circula oricum îngreunat la începutul lunii septembrie, potrivit Adevărul. Dar pentru fanii podului de la Brăila, supranumit Golden Gate de România, să amintim câteva dintre momentele care au adus gloria nedorită acestui pod proiectat să aibă o durată de viață de 120 de ani. Iată că a început mai greu, primii se șterg, așa că o să aibă o durată probabil de viață de 123 de ani. Așadar, pe 12 august 2023, la o lună de la inaugurare, au apărut problemele cu asfaltul care a început să se deformeze. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a spus că denivelările au apărut pentru că nu au fost respectate restricțiile de tonaj pe timp de caniculă. Două săptămâni mai târziu, 31 august 2023, lumea află că șuruburile se deșurubează cu mâna. E vorba de un scandal care a pornit de la niște imagini video în care unii localnici arătau că șuruburile utilizate la montarea parapetului nu sunt bine strânse și ies fără niciun efort. După care echipele constructorului italian WeBuild au început verificările. Constructorul s-a apucat să le numere și să le verifice pe fiecare în parte, iar la final s-a constatat că doar circa 0,4% din totalul celor 100.000 de șuruburi ar fi fost de fapt slăbite. În ceea ce privește siguranța, ministrul Sorin Grindeanu a dat asigurări că aceasta nu este pusă în pericol. La mijlocul lui septembrie 2023, podul de la Brăila era deja în reparații din cauza denivelărilor despre care v-am mai vorbit. Constructorul WeBuild a descoperit atunci că asfaltul este vălurit pe prima bandă, potrivit imaginilor pe care le-au publicat șoferii care au tranzitat podul. La începutul lunii august, după câteva zile caniculare, pe pod au apărut denivelări, iar ministrul transporturilor Sorin Grindeanu și directorul general CNAIR Cristian Pistol au dat vina pe transportatorii de marfă care n-ar fi respectat nici restricția de 40 de tone și nici interdicțiile de transportare din zilele cu coduri portocalii și roșii de caniculă. Podul a fost ulterior deschis circulației, dar a rămas în administrarea constructorului pentru demontarea macaralelor. Reparațiile s-au efectuat pe cheltuiala constructorului WeBuild. La finalul lui octombrie anul trecut sunt descoperite noi probleme la podul peste Dunăre de la Brăila, tot privind asfaltul. Astfel, la câteva zile de la fisurarea covorului asfaltic așternut la jumătatea lunii septembrie 2023, WeBuild a decopertat asfaltul până la tablierul metalic. La începutul lui noiembrie 2023 vin și rezultatele testelor de la podul Brăila. Pe scurt, constructorul nu a respectat rețeta și nici așternerea asfaltului. Pentru că, iată, se pare că, la fel cum facem la diverse prăjituri în straturi, așa trebuie să procedăm și cu asfaltul ca să iasă o lucrare corectă. Compania de drumuri a avut nevoie anul trecut de 4 luni pentru a recunoaște că denivelările și fisurile asfaltului pe podul peste Dunăre de la Brăila nu sunt cauzate de traficul greu,
ci de erorile de execuție la producerea și așternerea covoarelor asfaltice. Și uite așa ajungem în primăvara acestui an. În martie s-au efectuat noi reparații la podul peste Dunăre de la Brăila. WeBuild a făcut lucrări de consolidare la rampa dinspre Brăila la o tasare semnificativă de peste 10 cm, conform imaginilor ce au fost publicate de monitorul de Brăila. Iar la final de iunie, vara asta, au fost anunțate noi lucrări și restricții de circulație pe podul de la Brăila până la sfârșitul lunii august. Eu zic să mai avem puțină răbdare, că până la urmă îl reglează. Adică observăm că măcar de reparat, tot repară.